Bună ziua! Pentru toți cetățenii din Onești, a fost anunțată candidatura mea la primărie. Mă numesc Liliana Boholțeanu, candidez din partea partidului M10 și cred că deja mă apropii de ultima sută de metri pe strângerea semnăturilor de susținere a candidaturii. Merg în toate locurile unde sunt cetățeni, în magazine, în birouri, în spații publice și chiar în stradă. Cred că încă n-am fost la piață, dar voi merge mâine, poimâine și în piață. Și încerc să văd dacă lumea este de acord ca o femeie să candideze la primărie. După semnături văd că da, destul de mulți. Înseamnă că avem o șansă să schimbăm și fața orașului și linia pe care se orientează politica actuală. Vă aștept, vă caut, vă urmăresc și vreau să vă atrag atenția să știți că aveți o alternativă, că noi suntem schimbarea și chiar trebuie schimbat. Conducerea acestui oraș trebuie schimbată, credeți-mă. Pentru un oraș în cădere liberă economică avem cele mai mari taxe, avem corupție, avem ce înlătura, credeți-mă. E nevoie de schimbare. Cred că eu sunt schimbarea. O zi bună! Am zis că în legătură cu rezolvarea corupției în România, deja e prea târziu. Oare? Nu, eu nu zic, domnule, eu zic aici că merită semnez să... eu? Da, semnați. Îmi puneți numele pe mine. Ați văzut că ați mai acordat? Da, da, mulțumesc. V-am zis că am curaj.